Mulțumesc, Madalina. Noi în țară vremea se îngălzește progresiv. Mercurul în termometre va urca până la 30 de grade Celsius. Expertul meteorolog România TV, doamna Romica Jurca, se află alături de mine în studio cu hărțile refăcute. Bună dimineața, doamna Jurca. Să mai spunem puțin că despre Grecia, că în centru și nordul Greciei la această oră plouă liniștit, dar hotărât, în timp ce în jumătatea de sud a Greciei sunt și descărcări electrice și potop. Va fi și pe parcursul zilei de astăzi ploi cu caracter torențial, chiar și căderi de grindină și intensificări ale vântului cu aspect de vijelie. La noapte atmosfera se va liniști acolo, de mâine încolo va fi o vreme în general frumoasă, doar că vântul va rămâne destul de intens, în special deasupra Mării Egee, și vânt intens va fi și deasupra Mării Negre. În pendinderea de uscat a țării noastre, acest vânt se va resimți mai bine pe litoral și în partea continentală a Dobrogei sau în zona de câmpie a Munteniei. În ceea ce privește ploile din țara noastră, acestea vor lipsi, cum spuneam și mai devreme, mâine spre dimineață sau în primele ore ale zilei dinspre Marea Neagră ar putea să se apropie ceva formațiuni noroase precipitabile cam de zona de litoral a județului Constanța. Dacă vin sau dacă nu vin picături, practic vor fi și intervale cu soare. În rest, o vreme în general frumoasă, chiar dacă din loc în loc vor mai fi și nori. Avem un cod galben de ceață până la ora 10 în Harghita, Covasna și Suceava pentru vizibilitate sub 200 de metri, pe anumite porțiuni sub 50 de metri. Poate să mai apară ceva ceață în depresiuni în nopțile și diminețile următoare. În ceea ce privește temperatura, doar 2 grade acum la Miercurea Ciuc, ieri dimineața era 1 grad, 23 de grade la Mangalia, 20 de grade în capitală, contăm pe maxime astăzi de pe la 23-24 de grade în partea de est a Transilvaniei până la 30, posibil chiar 31 de grade în partea continentală a Dobrogei, dar și în zona de câmpie a Munteniei, inclusiv la București. Zilele viitoare vor fi cu temperaturi de vară, în cursul nopților și al dimineților, valori termice apropiate de cele de până acum, deși partea estică de sud-est a Transilvaniei va avea parte de temperaturi minime ceva mai ridicate decât cele din de azi noapte sau de ieri noapte. Mulțumesc frumos, doamna Jurca. Breaking news acum!